prestația invitatului special al primăriei Deva, Jador, pe scena de la Pădurea Bejan cu ocazia zilei de 1 mai, a fost mult criticată pe rețelele de socializare. Nu doar interpretarea a lăsat de dorit, ci și comportamentul manelistului, acesta considerând că este permis orice, chiar și să încalce regulile privind protecția publicului. Ba mai mult, jandarmii hunedoreni l-au amendat pe Jador pentru că a adresat injurii și expresii jignitoare agenților de pază și forțelor de ordine. La încheierea manifestărilor artistice, cântărețul aflat pe scenă a îndemnat publicul, fără acordul organizatorului, să se apropie pentru a face poze, moment în care mai multe persoane au pătruns pe scenă. Pentru prevenirea unui eveniment care ar fi putut genera victime în zona scenei, jandarmii au adoptat măsuri de protecție pentru cei prezenți, în timp ce angajații firmei de pază contractate de către organizator l-au însoțit pe artist la autoturismul său. Numai că invitatul special al primăriei Deva și-a continuat spectacolul, de data aceasta pe mașină, însă repertoriul a cuprins jigniri și înjurături la adresa forțelor de ordine, motiv pentru care a primit o amendă de 400 de lei. În urma apariției unor imagini și informații în legătură cu incidentul petrecut la sărbătoarea zilei muncii de la Pădurea Bejan din Deva, facem următoarele precizări. Persoana implicată în incidentul mediatizat a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 400 de lei pentru încălcarea dispozițiilor articolul 2.1 din legea 61/91, acesta adresând injurii și expresii jignitoare agenților de pază și forțelor de ordine, se menționează în comunicatul de presă al jandarmeriei.